apa, esența vieții, mijloc de transport, sursă de energie. Dar poate apa să fie și periculoasă? Suntem în satul Șesuri, pe malul Tatlăului Sărat, un râu frumos, dar în pericol de degradare. Odată cu el, satul Șesuri se degradează și el. Acum câteva luni, apele râului au ieșit din mască și o casă a fost distrusă. Problema este privită altfel la acest moment. Copiii caută o soluție pentru tot acest proces de distrugere a frumuseții naturii. După ce au venit din țara lui Andrei, copiii au început să pună în aplicare cunoștințele dobândite și vor să pună capăt problemei. Unii lucrează și ecologizează râul. Alții încearcă să construiască digurile și să găsească soluția pentru inundații. Toată lumea este motivată și hotărâtă să rezolve această problemă. Fondurile necesare construirii digurilor se datorează primăriei comunale în colaborare cu Ministerul Agriculturii. Și acum ne-am mai gândit la ceva, o rugăciune, care să-i adresăm acolo sus, celui de sus, pentru a ne ajuta. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Tată Ceresc! Tată Ceresc! Te rugăm să faci! Te rugăm să faci! Ca pe această planetă! Ca pe această planetă! Să triumfe! Să triumfe! Binele! Binele! Te rugăm să ne ajuți! Te rugăm să ne ajuți! Să găsim forța! Să găsim forța! Și puterea! Și puterea! De a ne uni! De a ne uni! Cu toții! Cu toții! Pentru a salva! Pentru a salva! Și proteja! Și proteja! Pe mama noastră! Pe mama noastră! Terra! Terra! Îți mulțumim! Îți mulțumim! Că veghezi! Că veghezi! Asupra noastră! Asupra noastră! Întotdeauna! Întotdeauna! Imediat aș început cu aia. Într-adevăr, totul are un secret și toată lumea trebuie să fie recunoscătoare celui de sus.